Bună ziua, bine v-am regăsit, doamnelor, domnilor, la o nouă ediție a emisiunii Hunedoara în direct. Nu uitați că ne puteți urmări și pe rețelele de socializare Facebook, Instagram și TikTok la Hunedoara 1 TV și pe canalul nostru de YouTube Hunedoara 1 TV, acolo unde vă invit să vă abonați pentru a fi la curent cu toate informațiile pe care le aducem în atenția dumneavoastră în fiecare zi. În atenția dumneavoastră aducem astăzi și administrația, și politica, și sportul, și sănătatea, și pensiile. Încercăm așa să acoperim o gamă cât mai vastă de subiecte, pentru că trebuie să profităm în sens bun de invitatul pe care l-am adus astăzi în fața dumneavoastră. Domnul Ilie Toma, deputat al Partidului Social Democrat, este alături de noi astăzi, așadar o să profităm în cel mai bun mod de prezența dumnealui astăzi. Bună ziua, bine ați revenit, domnule Toma! Bine v-am regăsit, mulțumesc pentru invitație, salutul doamnelor, bună ziua domnilor și mă bucur că mă aflu din nou în acest studio de televiziune, unde mă simt de multe ori ca și la mine la birou. Mă simt că pot să dezvolt ideile, simt că am alături moderatori profesioniști, cum sunteți și dumneavoastră, și v-am urmărit și introducerea. Să știți că e foarte important să dea acea căldură omului de care are necesară să se simtă aproape de moderator și putem dezvolta idei împreună minunate. Și căldură, mulțumim pentru aprecieri și căldură. Nu, asta e adevărul, să știți că nu v-am periat cu nimic. Informațiile cetățeni le transmit întotdeauna concrete. Informații care asta așteaptă să aducă oamenii un bun augur în viața oamenilor, poate de multe ori nu sunt informațiile care le așteaptă dânsii, dar să se știe la ce să se aștepte, să știe exact. Nu minciuni cum fac alții. Da, deși în politică, vedeți dumneavoastră, suntem obișnuiți așa să ascultăm înainte de a fi politicieni, suntem oameni. Asta pentru cei adică care pe nu uită de multe persoane, lucru. Puțini oameni, nu? Așa se spune. Da, și în studiul noastră fiind multe persoane, unii dintre noi încercăm să fim oameni. Cu ajutorul Dumnezeu poate și reușim. Da, și până la urmă contează partea aceasta, mai ales în zilele noastre în care vedem cu toții care este traiul de zi cu zi pentru mare parte dintre cetățeni și este destul de dificil să ne mai gestionăm uneori emoțiile. Corect, sau partea aceasta de loc. Umanitate, pentru că ușor, ușor tindem să devenim destul de egoiști din foarte multe puncte de vedere, dar cred că dacă ar fi să discutăm despre acest subiect, ne-ar lua așa vreo două zile cel puțin să facem emisiunea în continuu. Poate veți avea timp la un moment dat și vom face și o astfel de emisiune. Domnule Toma, dar fiind săptămâna premergătoare sărbătorilor pascale, florilor, hai să ne gândim mai bine la lucruri mai bune, să încercăm, cum spuneau și colegii noastre înainte la o mică discuție în studio, trebuie să ne gândim la lucruri pozitive. Și dumneavoastră a spus acest lucru și am fost de acord. Dar nu trebuie să le omitem pe trebuie să ne gândim la credință, trebuie să ne gândim la omenie, în primul rând, da, să nu omitem nimic din ceea ce ne-ar putea face nouă rău și vieții semenilor noștri. Vreau să începem, de fapt, discuția de astăzi, deși am început-o de câteva minute deja, doar că timpul trece foarte repede, cu un proiect pentru Hunedoara, municipiul Hunedoara, dar m-aș duce mai departe pentru județul Hunedoara și cred că poate și pentru țară, pentru că în ceea ce privește fotbalul hunedorean, lucrurile s-au extins și au escaladat așa într-un ritm destul de alert și asta datorită unor oameni care au știut ceea ce înseamnă renașterea până la urmă a unei embleme pentru Hunedoara, Corvinul Hunedoara. Știu că sunteți un mare susținător al acestei echipe, ați fost de fiecare dată acolo în tribună și ați strigat de bucurie, poate și de supărare uneori, exact, dar ați fost alături de acești sportivi, de administrația locală care s-a implicat foarte mult în promovarea, în readucerea cumva acestui brand acasă la Hunedoara. Ce înseamnă pentru dumneavoastră această echipă? Înseamnă emoția hunedorenilor, înseamnă trăirile lor, unde se regăsesc și au același gând împreună. Chiar stăteam de vorbă cu mulți hunedoreni și îmi spuneau măcar pentru două ore să avem aceeași preocupare, măcar pentru două ore să uităm de lucrurile care nu sunt pe placul nostru, mersul vieții, cum a spus și noastră la începutul emisiunii. Și mai înseamnă ceva, înseamnă spiritul Hunedoarei. Dar proiectul Corvinul, noul proiect Corvinul,
ca să vă spun sincer, 2.0, nu? Este 100% proiectul lui Dan Bobuțanu. Nu vreau să-l laud, dar este colegul și prietenul meu. Nu vreau să-l laud. Sunteți și o să vă spun puțin toată istoria, adică scurt, în cuvinte că... scurte, sigur că da, cum s-a întâmplat și de unde am plecat noi hunedorenii de a iubi Corvinul și istoria vieții mele. Am mai fost întrebat și în alte trusturi mediatice și da, le-am spus și la București, m-au întrebat colegii, pentru că și la București și colegii mei din Parlamentul României nu știau doar despre Corvinul, știau despre Hunedoara, despre spiritul de Hunedoara. Ați văzut că eu am și niște cămăși din astea tradiționale pe care scrie acasă la Hunedoara și de desubt scrie aici nu se nas slugi. Și întrebau ce se întâmplă, ce cu spiritul ăla și desenat un... O să vin în cămașa respectivă într-o zi îmbrăcat și desenat un lup dacic și tricolorul și castelul de la Hunedoara. Astea sunt niște însemne care ne reprezintă pe noi hunedorenii și de acolo le purtați și în plecat, suflet sau doar pe eu, acea cămașă? Păi dacă le porți doar fictiv, cred că nu rezolvi nimic în viața asta. Trebuie să știi, să simți, să trăiești și să... Cel mai bine și cei mai buni judecători sunt cei din afară. Sunt cei care te pot aprecia dacă le porți în suflet sau doar așa, fictiv. Ei, plecând de la toate astea, vă spun, am avut tangențe cu fotbalul de mic copil din clasele primare, întâia, a doua, a treia, nu mai știu exact, când m-am dus prima pe stadion, deși familia mea nu era pasionată de fotbal și nu se discuta mare erau lucru despre fotbal. Erau altele preocupările în acea vreme cu siguranță. Da, evident, existențiale. Na, mă rog, asta este. Dar, fiind hunedorean jet by jet și părinții mei și bunicii mei de lângă Hunedoara, de la Mânerău, ce se întâmplă acolo? Mânerău avea contact puternic cu fotbalul și vă spun de ce. În anii 80 venise maestru Mircea Lucescu la Hunedoara, care avea un copil, Răzvan Lucescu, exact de vârsta mea și întâmplător am fost colegi de liceu, de școală generală, dar era la matematică fizică în clasele 5-8. Și mai mult decât atât, maestrul Lucescu, cea mai bună legătură și prietenie de familie a avut-o cu o familie la Mânerău, cu Goțiu, unde ne petreceam toate vacanțele și eu și copilul lui Lucescu, Răzvan Lucescu. Eram și vecini cu acea familie, era o familie foarte onorabilă, o familie primitoare. Și toate weekendurile când avea liber, Lucescu și le petrecea la acea familie în Mânerău. Ba mai mult decât atât, Lucescu venea și la nunți în Mânerău și la evenimente, era invitat. Deci avea o emulație oarecum cu populația de acolo. Copiii acestei familii erau și ei pasionați de fotbal și urmăreau niște tehnici pe care Lucescu deja le inventase și le aplica la Hunedoara. Cât aleargă un fotbalist, ce posesie are mingea. Pe vremea respectivă nu se concretizau chestiile astea în fotbal, dar Lucescu, fiind avantgardist, a lansat niște noi tehnici, pe cum și acea idee de învăluire în spiritul Corvinului. Pentru prima dată Lucescu discută despre un atac prin învăluire și ce anume... fundașii devin extreme și extremele devin fundași și atunci zăpăcește echipa, exact, fotbalul. Fotbalul echipa adversă se zăpăcește și cade undeva. Lucru care a ieșit. Și chestia asta m-a ținut pe mine cu fotbalul, să spun așa, până am terminat liceul în mod special, când a început și decăderea Corvinului Hunedoara. A venit după aceea și revoluția, ce s-a întâmplat. Nu pot să uiți niciodată acea echipă de aur a Hunedoarei și am să vă rog să-mi dați câteva minute, vă rog eu mult să vorbesc despre Corvinul, că mi-ați ridicat cât o minge la fileu și nu pot concis să nu vorbesc și despre noul proiect al lui Dan Bobuțanu, care văd că atinge culmi inimaginabile la acea vreme când el a deschis proiectul. Mă rog, mergeam în perioada aia, anilor 80-90, la meciuri, era echipa de aur a Hunedoarei, care spuneam Norma Hunedoreană, cu Ionițe, cu Alexa în poartă, cu Nicșa, cu Târnoveanu, cu Dubinciuc, cu Rednic Candone, care plecaseră pe urmă la Dinamo. Da, bineînțeles că știu. Mateuț, Klein, Pet cu numărul 10, 11, Văietuș, 7, era Romică Gabor. Și despre Romică Gabor vă spun, un talent extraordinar. Se spunea la vremea respectivă că era mai bun decât Hagi ca și talent. Însă erau doi pe același post și având ulterior cunoștințe despre amândoi, Lucescu la Națională
l-a folosit gen număr 10 pe Hagi și atunci nu-i putea folosi pe amândoi, deși recunosc că sunt un pic unedorean, dar din punctul meu de vedere, Romică ar fi fost un talent mai bun decât Hagi dacă i se acorda șansa necesară la vremea respectivă, deși era cu 2-3 ani mai mare, însă așa a considerat. În fotbal există niște tehnici care se urmăresc pe fotbaliști, centrul de greutate trebuie să fie cât mai jos ca să te mulezi cât mai mult pe minge. Chestiile astea, în mod special, le avea Romică Gabor și Gheorghe Hagi. Nu putem să luăm din regele fotbalului ce a realizat și din realizările lui, nu vreau asta să vă spun. Dar, repet, ca și talent, din punctul meu de vedere, Romică Gabor putea face mai multe realizări. Putea, mă rog, aici a fost... în fine, mergem mai departe. A venit Revoluția. Între timp am crescut și noi, băiatul domnului Lucescu a plecat cu familia la București, ne-am despărțit, dar avem experiențe multe, tot cu fotbalul împreună, de la a juca fotbal pe iarbă, pe gheață, pe zăpadă, peste tot, până a ne scrânti și a ne rupe picioarele, a avut ghinionul ăsta Răzvan Lucescu. O legătură strânsă, să vă spun așa, urmărind fotbalul mai îndeaproape, mi-am dat seama că după Revoluție, cei care au preluat și au dus mai departe echipele, investitori particulari, nu prea au fost cu sufletul alături de Corvin Hunedoara. Și uite așa, la vremea respectivă erau diviziile A, B, C, D, uite așa a căzut Corvinul din A în B, după care din B în C și a ajuns la un moment dat după câțiva... E bine că au venit oamenii care au înțeles că trebuie să resusciteze această emblemă. Să se și desfințeze. În anul, de aia vă spun că am avut o legătură așa indirectă a vieții, drumurile m-au dus înspre fotbal oarecum și spre studiul fotbalului. Cine zicea că politicienii nu se pricep și la fotbal? Iată că la fotbal și la pensii se spune că ne pricepem toți. Eu mă pricep cât de cât, să spun, la fotbal și cât de cât la pensii, pentru că experții sunt doar cei care joacă în teren, la fel ca și la pensii, cei care calculează pensiile, v-am mai spus eu despre ce este vorba. Bun, haideți să vedem vine proiectul. Vine anul 2008, da, evident, de aici plec și organizația Partidului Social Democrat la Hunedoara este preluată de Dan Bobouțan, actualul primar al Hunedoarei, actualul președinte care conduce organizația PSD a municipiului Hunedoara din anul 2008. Dar de ce vă spun? Atunci ne cunoșteam mai bine, deși eu eram în partid de prin 98, tot așa, în urma unui pariu. Eu eram oarecum cu vederi de dreapta și fratele meu mai mare, profesorul Toma de la Decebal, era cu vederi de stânga și era înscris în PSD-ul și am spus că va veni Convenția Democrată și va face minuni pentru tineri, da, și a făcut minuni că încât salariul meu de inginer din combinat nu mai ajungea nici să fac un plin la mașină, să mă duc să-mi vizitez părinții. O adevărată minune, vorba și a spus, dacă ăștia ratează, te înscrii în PSD-ul. Și acolo a fost... Da, mă înscriu, a fost un pariu. Dar dacă eu m-am plecat la un drum și am făcut ceva și m-am înscris în PSD-ul din 97-98, vă spun, am și muncit pentru lucrul ăsta. Deci dacă eu mă bag într-un proiect și eu muncesc. Ei, v-am spus, în 2008 îl cunosc pe Dan Bobouțanu, în mai de aproape, după ce a preluat organizația, m-a cooptat în echipa lui de conducere, cu mare drag am acceptat. Ne știam de prin 2004, când a aderat și el la același partid din care făceam parte, dar ne știam așa ca și colegi, că erau foarte mulți și eram pe organizație, pe cartier erau pe vremea respectivă. De atunci începem să construim împreună, de atunci începem să mergem mai departe, undeva plecând de la un scor de la 0,1% în Hunedoara, atât câștiga PSD-ul și a ajuns acum prin performanțele care le-a făcut într-adevăr ca și administrator a unui oraș care era în decădere și bătea pasul pe loc, să ajungă între primele orașe din țară. Se vede realizările primarului Dan Bobouțan, nu mai trebuie să-l laud eu, că îl știe toată lumea, nu se pune problema. Ei, o să vorbesc despre fotbal. Și după ce ne-am pus și am făcut echipă și ne-am făcut proiecte, el a venit cu niște idei noi de a revoluționa orașul. Era și mai bun cunoscător al fotbalului, era și jurnalist sportiv, era pasionat, știa și mai multe despre fotbal, avea și băiatul în club, juca fotbal pe la juniori undeva și a spus, eu vreau să resuscitez Corvinul. În mintea noastră, nu că nu știam, știam despre ce este vorba. Dar asta... Părea imposibil cumva. Părea aproape imposibil. Uite, vedeți, Dan Bobouțanu credea într-un proiect în care noi nu-l vedeam funcțional. Și vă spun de ce. Datoriile erau imense, clubul era desfințat, brandul nu mai era al Corvinului, erau vândut undeva pe la București și vă mai dezvălui o premieră, Dan Bobouțanu, Toma Ilie și Radu Budai au fost primii care s-au dus la București și au găsit personajul care deținea brandul Corvinu cu vreo
4 ani înainte de a recupera, undeva prin 2012 s-a întâmplat lucrul ăsta, mi se părea aproape imposibil că cerea pe el 50.000 de euro, tot în suma asta s-a încadrat până la urmă, când am strâns noi bani toți și am contribuit și am recuperat brandul Corvinu. Însă părea imposibil la vremea respectivă. Deci Dan Bobosanu a demonstrat că fiind simplu consilier local, nimic altceva. Vreme, după aceea a fost viceprimar, după aceea a câștigat mandatele de primar, dar prin voință și prin puterea gândului de a realiza ceva în viață, bineînțeles, repet, avea ceva experiență, a realizat să ducă proiectul Corvinu până la zi în finala Cupei României. Este evident că și publicul din Hunedoara, repet, v-am vorbit despre acel spirit al hunedoreinilor. Așa l-avem noi, așa ne-am născut. Despre care vorbește acum întreaga țară, pentru că sunt vorbește foarte și străinătate. Am citit exact, articole în Italia, am citit articole în Germania, pentru că și acolo avem români și au prezentat și au spus o echipă de divizia B care ajunge în finala cupei și are și posibilitatea de a o câștiga. De aici încolo... cred că poate câștiga Cupa României și sper, dar jucăm tot cu o echipă destul de bună, destul de în formă și nu vrem să, sub nicio formă, să minimizăm meritele echipei Oțelul Galați, pentru că și acolo sunt fotbaliști talentați. Cunoaștem noi și pe Florin Maxim și pe Munteanu. Asta vreau să vă spun, Dan Bobosanu a făcut o echipă de administrare a clubului extraordinară la Hunedoara. Dan Bobosanu și-a adus un antrenor ca și el. Un antrenor tenaș, un antrenor care luptă, un antrenor care își alege luptătorii pe teren dintre cei care vor, cred și pot să facă lucrul ăsta. Îl felicit pe Florin Maxim. Deci se pliază undeva, rezonează pe aceeași frecvență. Îmi amintesc iarăși că punea presiune. Era la vremea respectivă, acum vreo 3-4 ani, profesorul Sorin Cimpoca, care este colegul și îl felicit și pe Sorin Cimpoca că a pus suflet în echipa din Hunedoara și a dus mai departe. Ulterior, Colezniuc, Dan Colezniuc. Deci oameni hunedoreni. Toți suntem hunedoreni cu sufletul. Și cu viața noastră de zi cu zi și prin ceea ce am realizat, ne cunoaștem. Deci suntem undeva ca într-o localitate mai mare unde se știe fiecare cu fiecare și atunci nu prea poți să spui că faci ceva și să nu faci. De aici pleacă spiritul Hunedoarei. Deci, repet, dacă Dan Bobosanu, cu un proiect în care credeam foarte puțin sau credeam foarte puțin pentru că nu-l vedeam realizabil, nu vedeam cum, a reușit să ducă de jos, de la zero, de la înființarea unui club, să recupereze brandul, să ne chemăm din nou Corvinul Hunedoara, Corvinul Corbi din Hunedoara, Iancu de Hunedoara, Castelul de Hunedoara, toate astea contribuie de 600 de ani la ideea de vatră hunedoreană, de vatră românească. Să vă mai spun ceva, Mânerău era sub tărâmul castelului. La Mânerău aveau, apropo că tot vorbeam de localitatea asta, Mânerău de lângă Hunedoara, aveau căpitanii care erau mercenari în armata lui Iancu de Hunedoara, acolo aveau holdele, pentru că la vremea respectivă nu existau neapărat numai bani și aur să-i plătească și atunci plăteam pământuri și în recoltele care erau. Acolo erau capitanii lui Iancu de Hunedoara. Probabil o fi moștenit și noi ceva din spiritul ăla lui Hunedoara. Siguranță încă mai curge prin vene deci ceva. Deci felicitări, Dan Bobosanu, despre realizările administrative ale orașului. Nici nu mai trebuie să vorbim, pentru că tot la fel vorbește un județ întreg, te știe o țară întreagă, noi colegii te susținem, suntem alături. Ideea e dacă Dan Bobosanu câștigă cu 7 cifra sau cu 8. Primăria din Hunedoara, aia vă spun eu, nu altceva. Exact, 9 iunie exact. Acolo, aia vă spun așa ca și o discuție despre cifre. Ca și o discuție despre... preliminară. Vă aduceți aminte că în 2020 am fost la noastră în studio cu Dan Bobosanu să ne susținem unul pe altul, tot așa în politică și am spus, ideea e, nu știu cu cât câștigi tu primăria, cu 6 sau cu 7. Vă amintiți? El zicea, o să câștigăm, spunea bine, că știa, avea niște idei despre sondajele de opinie, dar eu vă spun mai mult, acum vă dau din nou un pont, cu 7 sau cu 8 va câștiga primăria Hunedoara. Vom vedea în 9-10 iunie ce se va întâmpla. Hunedorenii hotărăsc, evident. Asta spun, hunedorenii vor fi cei care vor decide în continuare ce se va întâmpla. Timpul aș vrea să vă mai vorbesc, vă rog frumos, pentru câteva minute, iarăși pentru, despre un proiect la fel de frumos al colegiei mele, Natalia Intotero, de care sunt mândru că sunt colegul ea, pentru că ea a fost cu un mandat mai vechi decât mine în Parlamentul României, m-a primit cu căldură în
încă din prima zi, mi-a arătat niște lucruri pe care altfel înveți foarte greu, că ori la orice loc de muncă te califici acolo, încerci să înveți și să capeți experiență, și are proiectul ăsta Fără Bariere, tot adevărul. Are un proiect foarte sănătos în care încearcă să mobilizeze o țară întreagă, fiind ministru familiei. Văd că este ministru și cu fapta, nu doar cu sufletul, și a mers undeva din 42 de județe, a ajuns undeva în capitalele a vreo 36 de județe în țara asta, un maraton într-o lună de zile, și o felicit pentru că acolo a strâns copii, a strâns autorități, a strâns tineri, a strâns persoane de vârstă medie, ba și bunici cu nepoți îmi spunea că veneau, totul împotriva drogurilor, a leprei astea care ne mâncă viața, ne mâncă copiii, ne mâncă tinerii din ziua de astăzi. Este păcat să nu încercăm să aflăm, să vedem de unde provin toate problemele astea, cum pot fi combătute, pentru că flagelul deja este imens. Nu doar în România, că nu discutăm doar despre România. La nivel mondial se întâmplă acest lucru. Noi românii probabil că o facem mai cu patos. Doar că la noi parcă s-au mai deschis așa orizonturile înspre noi acest... Noi ducem mai la extrem orice. Exact. N-ați văzut și orândirile sociale, și comunismul, și capitalismul, și monarhismul. Toate noi le ducem la extreme. Și au fost și alte state comuniste ca și noi, dar parcă nu l-a dus așa la extreme. Sau și capitalismul ăsta sălbatic, vedeți? Așa trăim noi românii, mai intens. De a le spune lor că le place să vină în România, la fel trăim și necazurile, la fel trăim și bucuriile. Este un proiect foarte frumos pentru că ideea a fost conturată în așa fel încât tineri care au fost consumatori, tineri care au înțeles cum le pot distruge soluțiile, viața aceste droguri, le prezintă unde au ajuns, au fost la un pas de tragedie acei tineri, au fost la un pas de a nu mai putea să-și recupereze viețile. Au avut niște experiențe groaznice, pentru că se spune că pentru acei consumatori, familia care ți-e cea mai aproape, o consider dușman și încerci să o înlături total. E mare lucru, pentru că sunt totuși niște bariere mentale de care trebuie să treci și să spui, uite ce s-a întâmplat și cum s-a întâmplat. Îi felicit pe toți acei tineri care au venit și au spus din experiențele lor, că au curajul ca să le spună și altora să se protejeze. Pentru că flagelul este groaznic al drogului în România. Și nu știu care este rezolvarea. Rezolvarea este prin educație și prin a încerca fiecare și prin ideea de te a încerca să te schimbi pe tine însăți. Și prin implicarea autorităților mult deci mai mult. Deci vedeți ce colegi minunați am eu, ați văzut? Nu ajung în țară așa din cer. Aceste droguri ajung cumva la acești copii și cred că acolo ar trebui lucrat și mai mult. Și cu autoritățile, dar și autoritățile participă, să știți, la evenimentul ăsta. De-aia vă spun, o felicit pe Natalia Intotero, pentru că n-am mai văzut un astfel de proiect la nivel național. Puteau pe să facă și alții mult pe hârtie. Nu, nu, concret. Deci vedeți, colegii mei minunați din Partidul Social Democrat, că fac performanțe, nu doar zic că vor să facă, vin cu idei pe hârtie, după aceea aceste idei devin concrete. Da, și mai contează și ce se întâmplă după aceste proiecte, pentru că la nivel național suntem deficitari în ceea ce privește și centrele adevărate. Acum niște date, am înțeles, vor face niște programe, vor multiplica locurile din centre, vor încerca să creeze centre noi, dar să știți că nu doar centrele, că spitalul te cheamă, te vindecă, dar trebuie să vrei să te vindici și tu însuți, cel care suferi de problemele astea. Și atunci scopul proiectului este exact acest lucru, să încerce să intre în mintea tinerilor, să le explice ce este bine și ce nu și să încerce să le schimbe mentalitatea. Pentru că nu totul face anturajul. Nu totul consum droguri ca să-mi impresioneze anturajul. Toți am trăit în anumite anturaje. Dragi tineri, copiii mei, faceți următorul lucru. Încercați să vă debarasați de anturajele astea care sunt toxice, pentru că cu siguranță vă veți găsi prieteni mult mai buni, noi, care veți avea un alt mers împreună în viață, un mers bun. Vă garantez eu lucrul ăsta. Așa se întâmplă. Dacă vreți să ne ascultați pe noi ăștia cu experiență mai bogată, nu neapărat cu minte mai multă. Dar experiența, din păcate, vine odată cu trecerea anilor și la fel de mult trece și viața și de repede. Exact, dar să nu fie prea târziu uneori pentru unii asta și atunci este. E bine, hai să încercăm să vedem și cum este, poate să luăm sfatul și pe care le-ați dat dumneavoastră acum tinerilor. A fost un sfat din suflet, vă spun eu, n-a fost un sfat pregătit, n-a fost un sfat teoretic. Eu vă spun din trăirile mele, că totdeauna se discută, anturajul l-a influențat? Nu! Anturajul mi-l aleg eu. Cu ce mă simt, nu știu, mai
cu stima de sine, că tot aud cuvântul ăsta mai nou, că n-am stima de sine, că de aia se consumă droguri. Cu ce mă simt eu mai puternic că fac parte dintr-un anturaj care mă distruge? Cu ce mă simt eu cu stima de sine mai mare dacă acest anturaj mă duce în cap? Nu mai bine renunț la acel anturaj? Eu asta am făcut în viață. Pe mine, să știți, nu m-a influențat anturajul de niciun fel. Ba chiar mi s-a spus de multe ori că sunt lupul singuratic, lupul dacic singuratic, apropo de ce vorbeam. Nu! Bine, tentațiile sunt, mai ales pentru tineri, cu toți am fost tineri și le știm, nu sunt tinerii de vină. E vorba despre alegeri. De educație, de alegeri și de ideea de a fi, nu știu, pe un făgaș cât mai bun al vieții. De a încerca să te afli, că nu iei totdeauna cea mai bună soluție. Nu reprezint nici eu cel mai bun exemplu, nici alt semen al meu, dar de la fiecare, dacă luăm lucrurile care le-au făcut mai bune, putem învăța și semenii noștri care vin după noi, generațiile următoare, pot fi mai experimentați și să ardă niște trepte, să nu dea cu capul, că asta e ideea. Mă rog, hai să zicem că ai dat și cu capul. De multe ori, poate mulți tineri nu sunt vinovați, nu știu din ce lucru ajung, poate odată de două ori, după care ideea asta că ai consumat se perpetuează și îți dă o dependență. Nu cred că ideea de a-i pedepsi e cea mai bună, ci ideea de a încerca să-i vindecăm și pe cât mai mult să-i vindecăm. Și pe cât mai mult de asta să-i proiectul Natalei Intotero este foarte important dacă îl înțelegem și dacă îl promovăm și dacă culegem informații de acolo care ne pot fi benefice. A fost astăzi promovată la Deva, într-adevăr. A fost astăzi promovat un minunat eveniment și repet încă o dată felicitări Natalei Intotero. Felicităm și noi și pe cei care repetau curajul de a ieși în față, deși au trecut printr-o perioadă extrem de dificilă în viața lor atunci când au consumat droguri și își expun propria lor experiență care a distrus poate familia, a distrus sufletele unor părinți care și-au văzut copiii în această situație, dar încă nu este totul pierdut și eu cred că da, niciodată nu este totul pierdut că suntem în viață și că suntem încă sănătoși cât de cât ne putem salva unii pe alții. Domnule Toma, de la Hunedoara am trecut la acest proiect frumos al doamnei ministru Natalia Intotero, dar aș vrea să ne oprim puțin și în capitala de județ, pentru că e mare forfotă în această perioadă, urmează o campanie electorală și aici, bătălia este una destul de mare, să spunem. Păi aveți ce să vorbim aici, cam bate pasul pe loc orașul de bă. E capitala din județ. Păcă, este capitala din județ, dar șchiopătează rău de tot, dacă nu chiar bate pasul pe loc de vreo 4 ani de zile, dacă nu mai bine. Cu ce sunt eu de vină? Avem soluția și aici. Tânărul coleg al nostru, Lucian Rus, care... Ministru secretar de stat. 40 de ani, nu e chiar foarte tânăr, dar este tânăr. Pentru politică și administrație este tânăr. Băiatul ăsta face de vreo 20 de ani politică. Lucian Rus, secretar de stat și la Ministerul Economiei, unde ați văzut că face performanțe și la Ministerul Economiei, programele pe IMM-uri, programele pentru tineri investiționale, programele pentru turism. Lucian se implică. Eu îl cunosc pe Lucian tot așa de vreo 20 de ani. Lucian Rus face parte dintr-o familie bună, deveni, jet by jet, care a avut implicație întotdeauna în comunitate. În plan personal și profesional, Lucian Rus a lucrat și la stat, dar a fost și un bun manager, are o investiție proprie, face performanță și în ideea de aduce programe private și a face profit în economie, obține succes, dar îl văd mai nou foarte preocupat de ideea asta de administrare a unui oraș, că așa a intrat el în luptă. Noi ne întâlnim foarte des la Parlamentul României, el fiind secretar de stat, vine cu proiectele de lege să le susțină în Parlament și după ce se termină tot programul, uneori și seara îl întâlnesc pe acolo, ieșim și îmi povestea. Într-o seară, eram în curtea Parlamentului lângă Parcul Izvor. Chiar la Camera Deputaților este Parcul Izvor în București. Și îmi spune, uite ce bine arată parcul ăsta. Și mai îmi spune, știi ce mi-a plăcut mie? Când eram la Casa de Pensii, aveți un parc minunat acolo în fața Casei de Pensii. Deși parcul a fost creat de un alt primar, care nu era de la noi din partid, exact. Lucian Rus a apreciat și a admirat lucrurile bune făcute. Administrația publică nu are coloratură politică, dacă stăm să o gândim. Da? Ai coloratură politică până candidezi, ai coloratură politică până în ziua votului, în ziua în care urnele vorbesc, politicienii trebuie să tacă, coloratură politică încetează. De ce? Pentru că tu reprezinți și cetățenii care nu te-au votat și cetățenii care poate nu le place de tine
într-un fel sau în altul, nu are nicio importanță, pentru că nu putem să placem la toată, să plăcem la toată lumea, însă tu îi reprezinți și pe ei și oarecum le influențezi și viața de zi cu zi. Și atunci tu trebuie să fii primarul tuturor cetățenilor. Deci asta este Rus Lucian, asta vrea să facă. Îmi spunea că în mod special are aplecare față de ideile astea de comunitate, de parcuri, școlile trebuie modernizate, grădinițe trebuie modernizate, trebuie să ai grijă de locașurile de cult, în primul rând șoselele, zice Lucian Rus, pentru că îmi spunea mie tinerii, familiile, mă rog, care vor să locuiască într-un oraș anume, nu sunt atrași doar de salarizarea foarte mare sau de venituri, sunt atrași și de ideea asta de trai de zi cu zi cât mai ușor, adică să ai o școală bună, să ai un spital bun, să ai o șosea bună în care să nu-ți rup mașina. Astea sunt lucrurile pe care Lucian Rus mi le-a povestit și pentru mine sunt impresionante, pentru că am auzit asta de la un tânăr care vrea să dezvolte un oraș. Îmi spuneați la vremea respectivă, dacă nu mai luăm și primarul DV la noi, m-ați întrebat între emisiuni și m-am spus, nu, noi avem soluție, l-avem pe Lucian Rus. Vedeți că oarecum premisele mele se cam îndeplinesc întotdeauna? Observați? Să știți că Lucian Rus are mari șanse să câștige primăria DV și cu toți colegii credem în el și îl ajutăm. Acum, cetățenii vor hotărâi și Dumnezeu să le dea gândul cel bun și să voteze pe cine cred dânsii de acord. Dar sunt convins că Lucian Rus este cea mai bună opțiune pentru cetățenii din Deva. Sunt convins. Asta este convingerea mea, că îl cunosc bine și știu că omul nu doar vorbește și întotdeauna are nevoie de o schimbare. Considerați că acum... Păi eu ce-am vorbit până acum? Știu că sunteți profesionistă, îmi place cum puneți întrebările astea tendențioase. Da, Deva are nevoie de o schimbare, Deva are nevoie de un primar exact cum este tipicul pe care îl propunem noi, Partidul Social Democrat, Lucian Rus. Un om cu suflet pentru oameni, un om care are o probitate profesională, un om care are expertiză profesională, dar nu doar profesională, are probitate, are și morală. Că îl cunoașteți, un copil așezat, are o familie frumoasă, are doi copii la rândul lui. Ce să mai poți să cer unui om obișnuit care reprezintă alți om obișnuiți? Cred că are cam tot ce trebuie. Mai rămâne să mai obținem voturile cetățenilor. Ei, asta în da, campanie... Evident, sigur că da. Nu, bine am vrut să vă vorbesc decât despre cine aș este. Aș merge puțin mai așa la câțiva kilometri de Deva, la Simeria, un alt oraș la Simeria, care... Că știți că mă ocup eu ca vicepreședinte al Partidului Social Democrat direct de... Sunteți acolo direct implicat. Ei, toate astea nu ar funcționa, repet, dacă nu ar avea un părinte alături de el, de ei, toți primarii, toți vicepreședinții, toți deputații, președintele Laurențiu Nistor este acel părinte care știe să dea cu joarda când omul greșește, dar numai să ți-o arate, îți mai dă o șansă, îți mai dă două șanse. Dacă te schimbi și faci performanță, ești alături de el, dar Iuliu Zilubedea este un om care s-a schimbat și vă vorbesc imediat. Dar vă spun încă o dată, toate astea nu se puteau întâmpla, mai avem vreo 10 minute, nu vă mai uitați la ceas, că mai avem încă timp să vorbim, deși mai avem 50 de puncte de vorbit, dar asta este. Președintele Laurențiu Nistor este, la rândul lui Hunedoran Getbeget, dar vă spun, este un președinte care nu doar că iubește aceste locuri și vrea să le și dezvolte. Este singurul președinte de Consiliul Județean din ultimii 33 de ani care a dus peste 1 miliard de euro fonduri de investiții în județul Hunedoara, prin proiecte europene, prin proiecte de la Compania Națională de Investiții, prin PNDL 1, PNDL 2. Ce poți să spui decât toată admirația, toată stima și toți colegii vom fi alături și noul mandat pe care îl va obține, vă spun eu sigur. De ce rămâne să vă de spun? Văzut, domnule Toman, nu putem să știm absolut nimic până îl va obține de... președintele Laurențiu Nistor a câștigat întotdeauna toate bătăliile electorale, este un om experimentat. Este un om care ne-a învățat și pe noi ce înseamnă buna conduită și ne-a spus un singur lucru. Atenție, o să obțineți funcții. Dar, zice, funcția nu vă va influența dacă sunteți oameni și știți să fiți oameni în viața cu nimic. Zice, funcția nu influențează cu nimic omenia. Dacă o veți avea omenia înainte, să o aveți și după. Și așa a fost. Am învățat din experiența președintelui Laurențiu Nistor. Și mulțumesc și eu personal pentru încrederea care mi-a fost acordată. Am mai învățat un lucru de la președintele Laurențiu Nistor. Niciodată să nu muști mâna care ți-a fost întinsă.
așa cum a făcut Emil Râșteiu la Simerea. Ei, acum aceste transferuri politice... Nu sunt transferuri politice. Sunt niște chestii care... Foarte mulți primari PNL au venit la PSD. Hai să vă spun ceva. Au venit la PSD pentru că nu s-au putut dezvolta personal, dar nu pentru că... Nu au fost susținuți. Nu au avut niciun sprijin. Pe când la Partidul Social Democrat întotdeauna președintele are... Laurențiu Nistor a fost alături de, indiferent ca președinte Consiliul Județean, indiferent ca președinte al Partidului Social Democrat al județului Hunedoara. A fost alături de noi și președintele Laurențiu Nistor, să vă mai spun ceva. Știți de ce au venit deputații și primarii, cei mai mulți, întotdeauna și-au tras înspre PSD-ul? Pentru că președintele Laurențiu Nistor n-a ținut seama niciodată de coloratura politică, chiar dacă au fost de la alte partide, când au mers la Consiliul Județean, a rezolvat problemele. Ce mai spuneți? Asta a fost. Nu mai există termen de comparație între modul de administrare a altor partide și modul de administrare politică al Partidului Social Democrat. Aici este vorba de suflet și de a fi alături de oameni. Ei, Gelu Iulius Bedea, să știți că a adus într-un mandat peste 45 de milioane de euro orașului Simerea. Ceilalți dinainte lui n-au făcut-o, toți împreună. Gelu Iulius Bedea are un proiect nou care, nu știu dacă ați fost ieri la conferința de presă a dânsului, Consorțiul Regional Integrat pentru Învățământ Dual, Technohub Vest. Ce înseamnă hub? Există un loc unde se dezvoltă ba afaceri, ba educație, ba inginerie, ba tehnologii noi. Tu creezi locul, pui la dispoziție și prin contribuție a entităților economice din județul Hunedoara, deja sunt implicate vreo 12, de la Reva până la Dacia Service Deva, până la combinatul din Hunedoara, am înțeles, vor veni și altele, sunt două universități importante, Universitatea din Petroșani și Universitatea Aurel Vlaicu din Arad. Uite, și alte județe sunt interesate. Este cel mai mare proiect de acest gen din țară. E peste 25 de milioane de euro costă doar acest proiect. Și ce dezvoltă? Dezvoltă tineri experimentați, atât profesional, cât și liceal, cât și universitar. Este practic o contribuție a autorităților locale împreună cu investitorii și cu unitățile de învățământ. Sunt proiecte unice, sunt proiecte care se dezvoltă la nivel european și care dau roade. Felicitări Gelu Iulius Bedea, sunt convins că vei mai câștiga încă un mandat, cum spune el, Bedea 2, la Simerea, pentru că, în primul rând, nu ai contracandidați, contracandidații tăi. N-au făcut performanță, stimată doamnă. Au bătut... care și-au depus candidatura, ei există. Nu sunt veritabili, nu sunt oameni care au fost cu sufletul ale ei vor decide, domnule Toma, dacă sunt sau nu veritabili. Stimată doamnă, eu umblu pe stradă în Simerea. Corect, dar eu umblu pe stradă în Simerea, alături de primarul Bedea, pentru că e momentul preelectoral și electoral, de ce să mințim? Și culeg informațiile de la cetățenii din Simerea. Și spun că lucrurile s-au schimbat în bine și spun că vor mai da un mandat primarului Iulius Bedea. Și contracandidații umblă pe străzile din Simerea și adună informații feedback. De la nu cetățeni. Sunt primiți cu aceeași căldură, cum este primit primarul Aveți Bedea. Dumneavoastră, păi dacă mă duc, este experiența mea. Vreți să vă aduc filmările? Cum trebuie. Să vă aducem filmările când a fost, când am cules și guroaiele de pe stradă lăsate de alții, lăsate de consilierii locali. Vreți iară să dau nume? Eu prefer, nu este campanie electorală și prefer, mai ales că unii mi-au fost colegi și au spus că ei vor să facă un altfel de politică, nu cum facem noi. Ei, faceți altfel de politică neperformantă, politică neaproape de oameni. Sunt convins că vreți să faceți un astfel de politică pentru că vă gândiți la buzunarele voastre, în primul rând, nu la problemele cetățenilor. Dar nu se gândesc toți politicienii la buzunarele lor? Nu chiar toți se gândesc, în primul rând, la buzunarele lor, vă garantez. Fiecare se gândește să aibă o viață mai bună. Că suntem oameni, trebuie să avem o motivație, nu ne ascundem. Da, și eu vreau o viață mai bună pentru mine și pentru familia mea. Dar cu ce preț această viață? Oare cu un preț care să devină dispreț sau să ies cu bună ziua pe ușa din față și după ce mi se încheie toate astea, pentru că funcțiile sunt vremelnice. Funcțiile nu sunt pentru totdeauna.
Nu poți să le duci la infinit și să nu obții performanță și tu să mai ceri. Nu, asta este. Gelul Bedea va câștiga din nou primăria orașului Simărea, vă spun. Vom vedea, domnule Toma, și haideți să vă dau și o veste proastă, cred. Din acele 10 minute a mai rămas doar un minut din emisiune. Aș vrea să vorbesc despre pensie, aș vrea să vorbesc despre ideea de pensiile vor fi înainte de Paști, vor primi toate tipurile de pensii, vor fi date pensionarilor în data de 1, 2 și 3 mai înainte de sărbătorile de Paști. Nu se lucrează, s-a dat deja aseară ordonanță guvernamentală, s-au virat banii în bănci și Poșta Română a spus că ia măsurile necesare și sunt convins că așa este pentru că este la nivel guvernamental. Pensionarii își vor primi pensiile de Paște până în Vinerea Mare, să fie sigur, indiferent că le iau pe card sau prin poștă. Pensiile se vor vira, există banii, da, s-a făcut o derogare anticipată, pensiile vor ajunge la pensionarii în drept. Și pentru că mai spuneți că mai avem un minut, trebuie să încheiem emisiunea. Sau nu mai avem deloc. Un minut, da? Acum vă spun sărbători fericite, vă spun celor care purtați numele de flori, indiferent că sunteți doamne sau domni, la mulți ani. Vă spun celor care sunteți credincioși și întâmpinați Sfintele Paști, Dumnezeu să ne ajute la toți să ne bucurăm de casă, să ne bucurăm de familie și de cât mai multă sănătate și bucurii. În jur cu cei dragi nouă, Hristos a înviat, vă spun din suflet, pentru că cred lucrul ăsta, anticipat, Dumnezeu să ne ajute la toți. Doamne, ajută să privim puțin lucrurile mai degajați în această perioadă, chiar dacă este complicată din punct de vedere politic. E complicată, nu doar măcar, politic, e complicată viața. E complicată, dar măcar acum să încercăm să ne detașăm așa puțin de aceste probleme. Vă mulțumesc tare mult pentru prezența în emisiune. Să ne revedem cu bine, domnule Toma. Doamne, ajută. Vă mulțumesc și dumneavoastră, doamnelor, domnilor, că ați fost și astăzi alături de noi. Rămâneți în continuare pe Hunedoara 1 TV. Numai bine!